Pentru Capricorn vorbim de cunoaștere, de studii, de călătorii. Acestea solicită acțiuni mai energice, dar acestea sunt folosite adesea în lucruri mărunte. Eforturile sunt mai mari, vă aduc un spirit critic pe care le exteriorizați cu ușurință, dorință de muncă, creativitate, îndeplinirea obligațiilor, urmăriți mai puțin succesul, aveți satisfacții mai neînsemnate în această perioadă. Acțiunile sunt monotone, mercurii intrat în leu, aducem prin plan schimbări legate de mental, de gândire, de principii. Principiile pot să nu fie întotdeauna chiar la nivelul așteptărilor voastre, dar cu toate acestea riscați să vă exteriorizație, aroganța, încrederea în propriile idei, fără a le urmări întotdeauna eficiența, există creativitate, dar și dispoziția de a Exterioriza ideile voastre uh, numai în scopul de a avea admirația celorlalți. În 12 iulie, axa destinului, Berbec Balanță, aducem în prim plan familia, dar și cariera și aici aveți o lecție despre echilibru între aceste două lucruri, despre acțiuni care țin de, de scopuri, de obiective, de curajul de a avea încredere în uh, voi înșivă. În 15 iulie, schimbările țin de comunicarea cu apropiații, de seriozitate, de egoism, poate uneori, dar și de nesiguranță, de lipsa de afectivitate, tensiunile pot să aducă dificultăți de comunicare și eșoarea unor planuri. Relațiile pot fi marcate adesea de uh, mai multă posesivitate decât de obicei chiar tensiuni. În 16 iulie, tensiunile se valorifică în contracte, în asocieri, prin seriozitate, prin gândire, prin tact, prin uh, spirit bun de organizare, prin responsabilitate și prin uh, relații tradiționale, sentimente durabile, simplitate, prin urmărirea corectitudinii.